În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăviei, al grijii de multe și al iubirii de stăpânire, nu mi-l da mie. Am tâlcuit, biscredincioși, cât am putut, din rugăciunea Sfântului Efrem Siru, ca să înțelegem că această rugăciune este tămăduitoare, este vindecătoare, ne luminează mintea și inima ca să ne conștientizăm starea noastră sufletească în postul mare, perioadă de cercetare, de interiorizare, de pătrundere la adâncul ființei noastre, să vedem ce duhuri zacă în noi, ce patimi ne cuprind ființa și ce virtuți trebuie să lucrăm în viața noastră de zi cu zi ca să ne vindecăm. Doamne și Stăpânul, când spunem aceste cuvinte, biscericioși, ne ducem cu mintea la rugăciunea care se citește în liturghia darurilor maiainte sfințite. Rugăciune care spune așa, așa stăpânea toate, dătătorule a bunătății. Stăpânea toate și dătătorule a bunătății. Adică Dumnezeu și Stăpânul. Și care Stăpânul, biscredincioși? Un Dumnezeu care pe toate le-a creat, pe toate le susține și le proniază și pe toate le stăpânește. Pe toate le-a creat din iubire și din iubire le ține pe toate. Și tot în această rugăciune spune așa, Doamne, care ai făcut toată zidirea cu înțelepciune, ca un Dumnezeu și ca un Stăpân, și care ai despărțit lumina de întuneric și ai pus soarele spre stăpânirea zilei. Ce înseamnă că soarele stăpânește, fiind pus de Stăpânul și Creatorul Său? Că El stăpânește prin slujire, iubiți credincioși, nu ne arde, nu ne pârjolește. Și El, soarele, este un atotputernic și un stăpân, pentru că ne încălzește, ne luminează, ne hrănește cu lumina Lui, pentru că lumina hrănește, biscuiticiori. Soarele le face pe toate să crească, să prindă viață, să se bucure de lumina Lui. Soarele este un stăpânitor al zilei, pentru că dacă n-ar fi soarele, toate s-ar întuneca și ar îngheța și ar muri și s-ar desfința. Dar nu soarele este cel care le stăpânește, ci Stăpânul și Domnul prin soarele care l-a pus spre stăpânirea zilei. Și spune aici, iar luna și stelele spre stăpânirea nopții. Noaptea, credincioși. Luna, pe cei care umblau pe mare, îi ajuta să găsească direcția cea bună. Luna este cea care are rostul ei în creație, prin ciclurile ei. Luna este cea care stăpânește noaptea ca o regină și stelele ca niște slujitori ai cerului. De aceea, noi trebuie să înțelegem că Domnul Dumnezeu a făcut creația aceasta ca noi să înțelegem și să cunoaștem că El este Dumnezeu cel adevărat, Stăpânul a toate și lucrează prin ce? Prin ceea ce a spus clar în duminica trecută Sfântul Ierarh Grigorie Palama. Le lucrează și le stăpânește prin energiile Lui necreate și energiile Lui create. Și atunci, iubiți credincioși, Domn și Stăpân, Doamne și Stăpânul vieții mele. Dar în starea aceasta de Domn și de Stăpân, l-a așezat Dumnezeu și pe om. Omul, atâta timp cât stă cu mintea, cu privirea la Dumnezeu, și El este un stăpân al creației, este un împărat al creației. Când era El în har, era proroc, era în rai, îl ascultau și animalele și fiarele pământului și stihiile se supuneau și toate erau în spatele Lui ca o mantie și El cu fața Dumnezeu și toate acestea îl urmau pe El. Când s-a întors omul cu fața, toată mantia aceasta s-a strâmbat și a căzut și l-a urmat în căderea Lui. Și atunci, iubiți credincioși, omul are două direcții. Ori stă cu mintea la Dumnezeu și Stăpânul Lui și în clipa aceasta și El, prin har, este un Dumnezeu după har și un Stăpân prin har,
care slujește Creatorului Său și el se împlinește atunci. Atunci își găsește rostul, își găsește direcția. Este plin de energiile lui Dumnezeu. Are inima în plinătatea Harului Duhului Sfânt. Și atunci omul, numiți credincioși, este stăpân prin slujire. Îl slujește pe Dumnezeu și slujește și creația. Pentru că omul sfințește loc. Dar, iubiți credincioși, când omul cade în nelucrare, cum am spus zilele trecute, adică Duhul trândăviei îl cuprinde și cade în nelucrarea poruncilor Dumnezeu, încearcă să-și umple golul cu grijile vieții. Doamne, stăpânul vieții mele, Duhul trândăviei, adică al nelucrării Dumnezeu da mie și al grijii de multe Dumnezeu da mie. Și apoi urmează Duhul stăpânirii. Pentru că după aceste două patimi, după aceste două duhuri al nereviei duhovnicești, a acediei, a trândăviei interioare și a grijii trupești de sine și de lume și de lucruri, omul se atâncește și mai tare într-un gol interior. Cade, iubiți credincioși, într-o compensare. El vrea să compenseze golul acesta cu Duhul stăpânirii față de oameni și față de lucruri. Și cade într-o iubire de sine, într-un egoism nebun și într-un egocentrism în lucrările sale. Căzând în felul acesta, el se adâncește. Adânc pe adânc cheamă în glasul puterilor sale. Și vrea să se prindă ca un înnecat de o altă stare, găsindu-și un sens și un rost în ce? În stăpânirea lucrurilor și a oamenilor. Duhul acesta al stăpânirii îl face pe om să se creadă pe sine Dumnezeu. Să fie el Domnul său și stăpânul său. Și dacă este Domnul și Dumnezeu cu D mic și stăpân în inima lui, el se crede îndreptățit în nebunia, orbirea și neștiința lui, că toți ceilalți și toate lucrurile sunt făcute ca să-i slujească lui, să-i împlinească lui sensul. Și atunci, în numele unui adevăr al minții lui, în numele unei rațiuni, pseudo-rațiuni a sufletului său rătăcit, în numele unei iubiri rătăcite și egoiste, el aduce ca argument iubirea, rațiunea, sensurile lui și o logică prin care el se simte cu o conștiință păcată și spune așa, tu și tu trebuie să faci cu tare și cu tare, lucrurile trebuie să fie așa, ideile trebuie să fie așa, toate să se miște cum cred eu. Și în el se manifestă un duh al stăpânirii și acum îl vezi că el se simte îndreptățit și stăpân, în rătăcirea lui aduce argumente peste argumente spunând că face voia lui Dumnezeu. Aceasta este o cădere cumplită, iubiți credincioși, care duce în două direcții. În căderea spirituală pe verticală, într-un duh al stăpâniei care are punctul maxim în papism, papismul în care se vede nebunia umană la nivelul cel mai înalt, crezând că un om poate să fie vicarul lui Hristos pe pământ și stăpân și cap al bisericii, nebunie cumplită a duhului stăpânirii, și din papism au născut toate celelalte rătăciri care au același duh al stăpânirii în plan spiritual și în plan lumesc, fără de Dumnezeu, aducând ca argumente chiar legea lui Dumnezeu, și un duh al stăpânirii pe orizontale, pe credincioși, care a trecut de la un comunism plin de foc, la un capitalism care a înghițit prin consumerism tot ce se poate înghiți o poftă nebună, găsind un sens într-o societate de consum și care și-a finalizat până la urmă sensul, că toate au fost, și acum se tinde către un alt nivel de stăpânire. De la roșu la albastru se trece la curcubeu, la o nouă ordine mondială în care se tinde la stăpânirea ființei umane în cele mai profunde aspecte ale ei și controlul și stăpânirea întregii omeniri și a creației, dacă ar putea omul să fie stăpânul stăpânilor. Da, iubiți credincioși. De unde apare căderea? Căderea apare întâi de pe verticală.
Pentru că tot ceea ce vedem noi este, de fapt, o nouă religie mondială. Ecumenismul acesta rătăcit, care în numele iubirii a unității în diversitate, a unei toleranțe cu toate religiile și credințele, vor să amestece toți nebunii aceștia prin ecumenism, să amestece adevărul cu minciuna și în felul acesta, punând ca interfață toate aceste forme ale iubirii între ghilimele, să aibă o stăpânire asupra întregii ființe umane, adică în planul spiritual. Căderea este cumplită. Pentru că cel care ar fi trebuit să fie stăpân al bisericii prin slujire, adică patriarhul, sinodul episcopului, un arhiereu, cel care spune și căruia se cântă pe stăpânul și arhiereul nostru, el nu o să-și folosească slujirea spre stăpânire, își folosește puterea spre stăpânire. Și atunci, un papism care s-a extins și în biserica noastră, odată printr-o învățătură scolastică, care este de fapt o rătăcire la nivelul rațiunii și care a infuzat toată teologia, de nu mai simte inima nevoia de pocăință și de slujire în numele Crucii lui Hristos, și a doua oară, iubiți credincioși, printr-o slujire la nivelul fiecărui episcop, într-o stare de cardinal sau de papă. Adică, când intră el în biserică, am repetat, se cântă pe stăpânul și arhiereul. Dar cârja aceea, de credincioși, are acolo doi șerpi. Este o stăpânire, este o putere. Dar puterea asta trebuie îndreptată împotriva ereziilor, împotriva schismei, împotriva rătăcilor din afară a bisericii, împotriva frământărilor din interior a bisericii, împotriva tuturor celor care vor să dezbine biserica. Și culmea, ea este îndreptată împotriva celor care spun adevărul. Ar fi trebuit să iasă arhiereul cu duh de stăpânire și să spună n-are ce căuta un papă rătăcit în țara noastră. N-are ce căuta în catedrală. N-are ce căuta un papă să doneze sute de mii de euro și să se construiască clopotele unei catedrale a neamului. Și atunci, când o să fie duhul stăpânirii îndreptat împotriva păcatului, este duhul stăpânirii îndreptat împotriva poporului, care se duce în așa culmea nebuniei, până acolo în care se fac stăpâni peste Hristos, stăpâni peste altar, stăpâni peste Sfintele Taine, se fac stăpâni peste Sfânta Euharistie, îl închid pe Hristos în chivot și în altar, cum a spus de multe ori din cuvintele cerești a Sfântului Rahmin Dorobanțu, și poporul stă flămând și zace de foame duhovnicească și ca niște stăpâni poruncesc. N-aveți voi, nu puteți, nu acum, la 40 de zile de ajuns. Și nu mai este duhul de slujire. Cine vrea să fie mai mare între voi, adică stăpân între voi, să fie slujitorul tuturor. De aceea, iubiți credincioși, nebunia și duhul stăpânirii se duce pe verticală în faptul că fiecare episcop, fiecare stare, fiecare preot în locul lui se vede un papă și un stăpân și nu un slujitor, și pe noi toți ne cuprinde acest duh al stăpânirii de care trebuie să scăpăm fiecare cum putem, dar acesta este adevărul, iar la nivelul lumii acestea se întrevede o stăpânire până la nivelul gândurilor, la nivelul minții, la nivelul inimii, la nivelul senzațiilor, la nivelul informației, la nivelul fiecare lucru în parte să fie stăpânit și controlat de o nouă ordine mondială. Singura scăpare este să intrăm în adâncul inimii. Acolo nu poate intra nimeni decât Duhul omului și Duhul Dumnezeu. Este ultima ambasadă, este ultima catacombă. În adâncul inimii, biserica din inimi, iubiți credincioși. De aceea, aduc iarăși în ziua aceasta, din predica adresată zilei de miercuri, a treia din postul mare, din săptămâna a treia, din predica Sfântului Rahmin Dorobanțu, acesta spune foarte clar, iubiți credincioși,
după anul întâi a ieșit Euharistia. După ce Hristos s-a lăsat cu trupul la cer, a trimis pe Duhul Sfânt în lume, s-a întemeiat biserica, s-au săvârșit Sfintele Liturghii și a ieșit Euharistia. Apoi Teofania, pentru că cei care slujeau pe Dumnezeu și care nu L-au văzut pe Hristos în carne și oase în viața Lui pământească, L-au văzut precum Pavel în Teofanie și alții și alții după El, din credincioși, care au avut și Euharistia și au avut și Teofanie. Iar în sfârșit, astăzi, cuvântul ceresc divin. Ultima strigare, ultima Evanghelie, ultima lucrare, ultima veste bună. Să nu credem noi că Hristos, Domnul Dumnezeu, s-a suit undeva în cer, a lăsat câteva cuvinte în Noul Testament, a lăsat câteva dogme în sinoadele ecumenice și prin lucrarea Bisericii și s-a distanțat, lăsând pe vreun papă aici stăpân pe pământ. El lucrează până în ultima clipă, iubiți credincioși, spre mântuirea sufletelor noastre. Cuvântul ceresc, un cuvânt cu putere și cu viață. Darul Sfântului Duh, prin harisme, se pogoară sub controlul celor șapte sfinte taine, peste creștinii de la urmă, cu prisosință. Tocmai astăzi, când prisosește păcatul, iată că aici descoperim pe Hristos judecător cu dreptate și fără părtinire. Iubiți credincioși, cuvântul ceresc, cuvântul ceresc care ar trebui să-l citească fiecare preot întâi și creștin. Sunt aceste cărți, cuvintele cerești, pe care Domnul Dumnezeu le-a trimis prin Teofanie, prin acest suflet ales, ierarhul lui Hristos, în Zorobanțul. Spune undeva în cărțile lui, eu nevrednicul și păcătosul, cel mai mic dintre apostoli și ultimul, pentru că a avut lucrare de apostolat și de proroc. El care spune așa, eu nevrednicul și păcătosul, care am avut cuvânt ceresc 5 ani, din credincioși. Pe când apostolii 3 ani și jumătate au stat cu Mântuitorul Iisus Hristos, spune că a avut 5 ani cuvânt ceresc. Pentru că la sfârșit, înmulțindu-se păcatul, este mai mare de investiție de har din partea lui Dumnezeu spre mântuirea sufletului. De aceea, în acest acatist a Sfântului era Nil Dorobanțul, l-am numit Bucură-te Sfinte Nil, Grăitorule de Dumnezeu. De ce Grăitorule de Dumnezeu, iubiți credincioși? Pentru că tot aici, din stihul, luând din cărțile lui, am spus așa, Bucură-te că slujind Sfânta Liturghie, însuși Hristos îți arată unde să pui altarul prin Teofanie. Ce înseamnă asta? Că nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Că nu sunt eu vreun stăpân, ci Hristos stăpânește prin mine și lucrează prin mine ca erar al Bisericii de Catacombe. Îi arată prin Teofanie. Bucură-te că la Sfânta Liturghie cor de îngeri te acoperă și la vohod Hristos cu tine ieșea și intra. Când ținea, iubiți credincioși, Evanghelia în mână, îl vedea pe Hristos. Îl vedea pe Teofanie. Când ieșea cu Sfintele Daruri la vohodul mare, îl vedea pe Hristos ca prunc și l-așeza în Sfânta Masă. Pe Sfânta Masă. Liturghia pentru el nu era doar un simbol sau o amintire. Sau de multe ori cum cădem noi într-o rutină și într-o monotonie. El trăia la fiecare liturghie și în fiecare liturghie primea cuvânt ceresc, vedenie, descoperire, răpire duhovnicească. Pentru că tot aici am scris. Bucură-te că după terminarea slujbei ca Filip ai fost răpit și deodată în altă parte te-ai trezit. A fost răpit, iubiți credincioși, cu trupul precum Filip. Citiți în Noul Testament. Bucură-te că tu, avându-L pe Hristos prezent la fiecare pas, mereu ai deranjat pe omul păcătos și limitat care a curit prin al său glas. Omul păcătos și limitat n-a putut să cuprindă o asemenea măsură a unui Sfânt al Dumnezeu care, iubiți credincioși, asemenea marilor teologi ai Bisericii, Sfântul Ioan Teolog, când a scris Apocalipsa, a căzut în răpire. I-a scris Apocalipsa. Dar gândiți-vă în câte răpiri n-a căzut acest Sfânt Grăitor de Dumnezeu, adică teologul. Bucură-te, Sfinte Ierarhie Nil, teologul.
Gândiți-vă la Sfântul Grigore de Nazianz, care scria ceea ce trăia, care scria cu un rafinament și cu o finețe, o teologie pe care cei din vremea lui și noi toți nu o să o putem cuprinde niciodată dacă nu ne ridicăm la măsura aceea. Și cine se mai ridică? Gândiți-vă la Sfântul Simeon, nou teolog. Teologi, teologi și alăși teologi. Ca să aduc la cunoștință că avem în fața noastră cu adevărat un teolog care din inima lui a țâșnit atâta har, putere și cuvânt ceresc și noi toți nu putem să simțim și să înțelegem lucrul acesta. Dar ca să argumentăm, avem aici biscărincioși. Doar două din sutele de caiete de vedenii și de răpiri care le trăia la Sfânta Liturghie. Și aici, în aceste caiete, biscărincioși, vedem cum avea cuvânt ceresc, cum avea vedenie, cum avea răpire, cum avea extaz, cum, iubiți credincioși, uitați aici, este numit patriarh al bisericii din inim, al bisericii Vlahernei Prigoniților. La un moment dat, aceste pagini o să apară ca să vedeți clar, pentru că în timp ce trăia liturghia, avea cuvânt ceresc. Vedea îngeri, vedea serafim, vedea Sfânta Cruce, vedea pe Maica Domnului îmbrăcată în diferite culori la anumite momente. Aici vedem iarăși răpire, extaz, vedenie, ceea ce este cu adevărat biserica, iubiți credincioși. Este împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Dar noi ne-am obișnuit cu niște scrieri morale a unor părinți care s-au numit ave și văzători, dar ei poate nici n-au atins măsura despătimirii și neînțelegând, hulesc pe Sfântul Dumnezeu. De aceea, Duhul stăpânirii cele adevărate este al lui Dumnezeu prin adevărații păstori care stăpânesc biserica prin slujire. Aceasta este adevărata biserică. Cine vrea să fie mai mare, să slujească liturghia, să slujească poporul prin predică, să slujească prin dezlegare și binecuvântare continuă, să slujească poporul prin împărtășirea cu Sfintele și prea curatele taine, să slujească ca Dumnezeu să stăpânească prin el. De aceea, în vremurile acestea, în care nu știi unde să te mai îndrepti cu mintea ca să nu cazi în rătăcire, dacă te duci la reperele pe verticală, o să dai de un sistem bisericesc papistășit. Papistășit care cred din toată puterea mea că nu o să-l ridice niciodată la nivelul de cinstire ca Sfânt pe Nil Dorobanțu și pe Ilie Lăcădușu și pe Valeriu Gavecu. Cred pentru că ei sunt urmașii stăpânilor lor. Iar cei de pe pământ, pe orizontală, puternicii lumii, nici atât. Pentru că știu clar că dacă se ridică conștiința unui om sau unui popor, nu mai au ce face. Pentru că adevărata libertate este în Duh și în adevăr. De aceea v-am îndemnat în continuu. Înainte de a ajunge la situația să ieșim în stradă cu zgomot, cu tulburare și cu frământare, trebuia zi de zi să aprindem o lumânare în geam ca să vadă Duhul Întunericului că suntem stăpâniți de lumină și de Dumnezeu. De aceea, iubiți credincioși, revin și vă îndemn pe cei care credeți că Sfântul era Nil Dorban, grăitorul de Dumnezeu, adică teologul, este omul Dumnezeu și model de rezistență în vremurile acestea. Vă îndemnăm în fiecare săptămână, dacă puteți, o dată pe săptămână, citiți acest acatist închinat lui ca să intrăm în comuniune cu el. Citiți și spuneți rugăciunea, dacă nu puteți citi acatistul. Sfinte era Emil, grăitorul de Dumnezeu. Roagă-te lui Hristos, Dumnezeu, pentru noi. Și fiecare cu rugăciuni scurte să se roage la Dumnezeu prin el. Pentru că el nu vrem să fie un idol. Nu vrem să fie un alt punct de atracție. Nu vrem să fie un centru de pelerinaj din care se iasă bani, să se vândă iconițe, să se pună în valoare formele exterioare. El trebuie să fie o fereastră deschisă către adevărata lumină, către Hristos și către lucrarea autentică de pocăință și de împărtășire. Ca să intre Duhul de stăpânire al Dumnezeu în noi și să dispară egoismul și Duhul de stăpânire a celui viclean în inima noastră. De aceea, încă o dată, vă îndemnăm ca săptămâna dacă să citiți acatistul, să repetați rugăciunea, să se creeze un front de rugăciune la Dumnezeu prin acest Sfânt.
Fiecare are evlavie la Sfântul Efrem, la Sfântul Nectarie, la Curioasă Parascheva. Fiecare are o deschidere a inimii. Noi așa simțim și vă îndemnăm să ne adunăm în această rugăciune și cu timpul o să vă punem în valoare o lucrare de rugăciune în așa fel încât toți să se pomenească pe toți, toți să se roage pe toți, pentru toți, să ne ținem în rugăciune unii de alții, că doar așa putem în vremurile acestea să mergem pe calea cea dreaptă a mântuirii. Îl rog pe Bunul Dumnezeu, îl rog pe Sfântul Arnărăvat, o rog pe Maica Domnului, iubiți credincioși, pe care o vedea la fiecare Sfântă Duhie. O rog pe Maica Domnului să ne țină pe calea cea dreaptă, să nu cădem în nicio rătăcire, să întoarcă pe toți vrăjmașii unei lucrări duhovnicești la smerenie și la pace, să scoată din inima noastră Duhul stăpânirii, Duhul afirmării de sine, Duhul iubirii de sine, Duhul trâmbițării de sine, Duhul părerii de sine. Toate acestea sunt duhuri de stăpânire, iubiți credincioși, în numele iubirii de Dumnezeu și în numele unei fățărnicii. Îl rog pe Dumnezeu, pe Maica Domnului, pe Sfântul Arin Robanțu, să spargă și să alunge toate aceste duhuri de stăpânire din inima noastră și să ne ia Duhul smereniei și al iubirii curate de Dumnezeu. Amin.